dispoziția domnului primar numărul 496 din 15 consilieri locali sunt prezenți 12, absentează domnul Gabor Ionel, domnul Matei Laurențiu și domnul procurorul Constantin. Constat că ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați-vă, rog, proiectul ordine de zi. Cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 13 proiecte de hotărâre, un raport a prefecturii, numărată de la numărul. S-a trecut la numerotarea acestei ordinei de zi. Deci le-am numărat de aici, din urmă. Și atâtea. Deci 13 proiecte de hotărâre, un raport și 14 diverse. Scuzați. Nu mă puteți aici. Le-am... Suntem 5 noi de la fiecare, să omoră ceva. Haideți. Deci asta este ordinea de zi. Cine este pentru proiectul ordine de zi, așa cum l-a prezentat în primar? Vă consult asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Aveți observații? Dacă nu, spunem la vot cine este pentru. Da, nu ați făcut. O singură abținere. Sau două. Eu am avut timp să-l citesc, primindu-l târziu. Domnul Orteanu. Altcineva cine se abține? N-am luat ședința de dată. Împotrivă? Înainte de a începe ședința, îmi dați voi să nu mai comentăm, să nu mai vorbim, ca să, dar tot vrem să le recordă lucrurile. Bine, sunt normal, sunt atenți să respectăm pe ceilalți care vorbim. Dacă vreau să vrea, dacă... Nu? O leagă de seriozitate, dar să fie cum trebuie. Da. Domnul președinte Marcuțion, vă rog să... Supun cum a vot comisia, nu? Favorabil, nu? Comisia, avizii. Primul proiect să vedem care este avizii favorabil. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodăria comunei Căiuță. Domnul primar, dacă aveți ceva lămuriți, ne lămuriți, dacă nu... Întrebări, dacă sunt. Noi, de ce am făcut un program, dacă vreți mai adăugăm, mai luăm, mai punem, este liber să pot pune amendamente sau să se poate completa. Neasă, dacă vreau. Da. Domnul Matei. Mai e cineva? Păi nu, dar poate să mai este cineva. Da, poate fi niște acest moment. Da, poate să funcție. Ar cineva să mai înscrie? Nu. Domnul Matei, aveți cuvântul. Propun ca la capitolul 3, articolul 3, și la capitolul 7, articolul 7, să treacă răspunde, așa cum s-a trecut la cealaltă articol. Adică să vadă cine urmărește. Adică s-au dat niște obligații, dar din partea primării, cine urmărește. Dacă la fiecare cealaltă capitole, sau capitolul respectiv articolului, s-au stabilit măsuri cine urmărește, aici este destul de important, la poziția mediului, nu sunt stabilite măsuri, adică, pardon, responsabilități, și la fel la din domeniul, utilizarea domeniului public, la fel. Deci, propun... Articolul 3. 3 și 7, nu sunt stabilite răspundere. Capitolul 3, articolul 3? Da. Da, și articolul 7. La fel, capitolul 7, articolul 7. Adică, cum s-au stabilit răspundere și la cealaltă articole, consider că ar fi necesar și acolo, din partea primării, să urmărească și să vadă dacă se respectă. Părerea mea. Și a doua problemă. Măsuri de autoritate permanent și vor fi duse în depunere de către primarul comunei Căiuță. Corect. Primediu. Toate sunt, tot programul ăsta este cam în sarcina domnului viceprimar. Da, da, da. Din moment ce la ceva ți-au trecut, trecut la ceva, adică a rămas fără răspunde. Ca la punctul, ca la articolul 2 alinea 2, numai că nu asistă medical comunitar, ci aici, la domeniul, articolul 7, Institutul Palest. Corect, adică zici asta vezi cine îi răspunde. Da, adică. Urmăresc și din coaște, inspector medic, post vacant.
Fost vacant, o avem un concediu de... Ce vreau? E ce ceva face? Ce vreau? Noi trebuie să lăsăm și inspectorul mediu, că poate... Păi, dar suntem obligați să lăsăm 2 ani de zile postul, un concediu de... Și completăm cu alineatul 2, da? Articolul 3 va deveni cu alineatul 1 și alineatul 2. Corect? Da, corect. Da. S-a completat. Mulțumesc. Altă problemă. La articolul 9, spune că stabilește... Capitolul care? Capitolul 8, articolul 9. Capitolul 8, da. Nerespectarea, obligația prevăzută în prezent program de măsuri păsite contravenții și sancționate cu amenzi. Stabilesc amenzile în regulă. La articolul 11 zice, se aprobă modelul de proces verbal. Iar când am dat modelul de proces verbal, aici a scris de verbal că polițistul și viceprimarul au dreptul să-și confiște. Păi, dacă nu-i prevăzut în articol, nu de dreptul proces verbal să fie confiscare. Adică trebuie eliminat dacă o confiscare. Ori stabilim are dreptul să confiște, ori eliminăm din proces verbal, dacă modelul. O scrimă. Ați înțeles ce vreau să spun? Am înțeles. Deci mai pune litera C și am dreptul și să se facă confiscarea acolo unde lege dă voie și dreptul, ori dacă nu, anulăm din model confiscarea. Anulăm din model confiscarea că nu e prevăzut de 21. Deci atunci modelul nu e corect. Trebuie anulat modelul de proces verbal. Da. Atât am avut. Așa, și mă întâlnit ceva? Păi, dar atunci cum să rămână la procesul verbal? Păi, dispare? Dispare. Nu mai dispune, păi nu are cred că dispune. Nu mai dispune nimic. Nu mai dispune nimic. Așa, și tot la procesul verbal zice de dreptul de care se încheie procesul verbal. Eu știu că orice proces verbal de contravenție se încheie cel puțin în două exemplare. Fără aici am scris dreptul de sancționat și doar, câte exemplare? Nu trebuie unul la contravenient și unul la... la cel care a fost atat. Cel puțin. Cel puțin. Eu am spus cel puțin două. Trei. Dar ai spus drept. Nu scrie trei exemplare. În trei exemplare trebuie. Trebuie trecut acolo. Trebuie pentru ca să ai un proces verbal, trei exemplare. Corect? Da, atât am văzut. Da. Domnul Așa, am ales cuvântul. Domnule, e bine că ați gândit un program de măsuri pentru gospodărirea comunii. În schimb, vă rog frumos să țineți cont de faptul că în acest program treceți dumneavoastră ceea ce ne propune și obligațiile din partea unor. Concure la buna gospodărire a comunei mai multe categorii. În primul rând, cetățenii, trebuie să fie că sunt mai mulți, instituțiile publice, societățile de orice fel ar fi ele, asociate și așa mai departe, și, nu în ultimul rând, executivul. Consider că programul iar e făcut pe repede înainte, în sensul că în cuprinsul lui se regăsesc o mare parte din cele ce le-am dorit să fie, mai puțin unele lucruri pe care eu le consider foarte importante. Gospodărirea comunei înseamnă și gospodărirea inventarului de care noi beneficiem, recte a investițiilor care au fost făcute în timp și care le-am moștenit și altele le-am făcut noi. M-aș referi la drumurile care ne aparțin, drumurile comunale. Domnii mei, către final veniți dumneavoastră cu amenzi pentru nerespectarea celor care le-ați indicat aici, dar nu este trecut nicăieri respectarea circulației pe drumurile republice, nu este trecută urmărirea de către noi, de către executiv prin aparatul pe care îl are, a circulației pe aceste drumuri din punct de vedere al caracteristicilor drumurilor respective. În special mă refer la portanța drumurilor. După ce aceste drumuri vor fi distruse, cheltuielile și vor făcute tot prin efortul local. Oare de ce să nu-i disciplinăm pe cei care doresc să uzeze de drumurile noastre și să fie sancționați, taxați, dacă este posibil, nu am avut timp să mă interesez din acest punct de vedere, să circule și dacă îți depășesc gabaritul în plus față de portanța stabilită de caracteristicele drumului, a cărții tehnice, a fiecărui drum în parte. O altă problemă. Rog să aduceți completare, deci dacă gândiți, să aduceți completare și să, în mod expres, spun, să încadreze din punct de vedere al legalității urmărirea circulației din acest punct de vedere. O altă problemă, domnule, iluminatul public este tot al nostru
Și este, la urma urmei, gospodărirea acestuia. În ultima săptămână am avut, domnul primar, o rugăminte. Cetățenii vin către noi, apelează pentru realizarea iluminatului pe sărit, așa cum așa, am indicat ulița de la Brânceni, de acolo. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Înseamnă că dacă dumneavoastră... Noi putem face întrerupi în ședința sau către finalul ăla și nu s-a rezolvat absolut nimic. Putem merge acum, dacă vezi, nu puteți să... Nu, către final. Sau dacă operatorul, putem să-l chemăm în ședința de consiliu. Nu, domnul primar. Deci dacă dumneavoastră încercați ca să mă lămuriți pe mine că eu am primit informația cu 4 ore când am plecat de acasă că nu s-a rezolvat treaba și în acest timp s-a rezolvat, mi ridic pălăria, dar nu am la mine. S-ar putea să fiți informat greșit din cetățeanul. Nu știu. Eu zic că nu, că tot astăzi cetățeanul respectiv m-a sunat. Am putea discuta la diverse. Da, corect. Și grepurile s-au pus. Domnule, a doua chestiune. Treceți aici ca obligativitate la capitolul 3, măsuri pentru conservarea și protecția mediului, în special cetățenii să aibă în vedere acțiuni de strângerea gunoiului, acțiuni de toaletare a arborilor și întreținerea spațiilor verzi. Eu vreau să vă fac cunoscut dumneavoastră că în comună sunt mai multe categorii de vârstă ale populației și chiar dacă unii au terenuri în apropierea, în mărginimea drumurilor comunale pe care se execută circulație și nu este respectată siguranța circulației cu vegetație care împiedică circulația. Această activitate trebuie să o desfășurăm noi, comună. Deci nu putem obliga un cetățean de 80 de ani și peste 80 de ani să-și taie vegetația din imediata apropiere respectiv de pe marginea drumului și vegetația care împiedică circulația. Iată că la punctul ăsta D ar trebui completare în sensul în care am spus și eu. Dragi colegi, vă scuzați, eu propun să aprobăm toți fiecare să vorbim două minute. Dacă vorbim câte o oră fiecare... Păi nu, dacă fiecare, vorbim, dar nu... Dar tot în Parlament vorbește cineva 3 ore. Eu peste cuvântul dumneavoastră nu am intervenit niciodată. Dar dați fi sub 5, spuneți ce de spune și care nu rezităm aici. Uite așa, venim cu ședințe la sfârșitul lunii și înainte de începerea ședinței, pe dumneavoastră v-am auzit când ați propus că acele 13 puteau fi împărțite în două ședințe și să ne aplicăm cu responsabilitate asupra fiecărui lucru. Vorbiți dumneavoastră despre responsabilități în domeniul public privind câte și mai câte. Dar ce n-ați venit să faceți? Propune dinainte de ședință cu amendamente depuse în timp cu ședințe de aia și vorbeam. Domnul... În 30 de milioane aici la zoană. Și de-o putem să faceți? Ei, limitați, vă rog, punem la vot 2 minute fiecare. Dumneavoastră n-ați fost niciodată limitat. Dumneavoastră, domnul Duran, niciodată n-ați fost limitat, vă atenționez, că niciodată n-ați fost limitat când ați vorbit pe alții vorbitori. Fapt pentru care eu nu permit ca dumneata să fii cel care îmi limitez mie cuvântul. Mai vorbea și în viață la cuvântul Grigori, eu sunt prins de niște cuvânturi. Hai, la asta. Pe mă studiam Grigori de ei. Hai. Păi în condițiile astea, domnul meu, deci nu vă uitați la mine, domnul președinte, trebuie să strângeți ședința. Domnul președinte, dacă considerați că limitați cuvântul, eu mă ofer. Nu, aveți cuvântul, domnul Orceanu. Păi nu, dar atunci am rugăminte din partea la dumneavoastră să nu dați cuvântul altora fără cuvântul acordat către dumneavoastră. Deci eu consider că a fost disciplinat întotdeauna. Domnul Dornă. La litera D, de la liniatul 1, devenit în... Acțiune de toaletare a jos și de ține spații verzi, mai introduce o literă. Ați luat cu pătine? Păi da, trebuie să și notăm ce spuneți dumneavoastră dacă vreți amendamente. Dar așa dacă stăm și... Da. Nu are niciun efect. Că am vorbit odată, dar dacă vorbesc alții peste mine, e normal că trebuie să... Dar eu v-am urmărit. Am vorbit despre tăierea vegetației
care implică circulația. A rămas la litera D, acțiune toaletare arborilor și întreține spații verzi. Pe acolo, aia, arborii care împiedică trăierea arborilor, curățarea arborilor care împiedică circulația. Asta am spus. Este foarte important. Cum să nu fie? Dacă treci în presia arborilor, vă mulțumesc. Da. Vreau să aminti că la articolul 7, litera J, aș dori dacă, uite la articolul 7, litera J, să se ia măsuri pentru a împiedica deversarea pe sol a apelor uzate. Aș dori să se menționeze deversarea pe sol sau în apele curgătoare. Că sunt unii care deversează apele uzate în apele curgătoare. Deja acolo e legea în România. Acolo e gravul. Da, dar sunt bine și aici, dacă. Și acum completând, vedeți dumneavoastră cu câtă importanță și cu câtă superficialitate trecem peste lucruri care sunt de o importanță categoric. Dar pe repede înainte, întotdeauna trebuie să ne facem treaba pe repede înainte. Să nu, să zifăm acțiunea. Sau în apele purgătoare. Apele române. Și orice în afară. Proiectul numărul 1, supunem la vot. Cine este pentru? Forma inițială, nu? Cu amendamentele... Noi pic. Inițială, nu. Am luat așa, alineatul și spunem ce completare avem. La domnul Matei am înțeles exact, la domnul noastră, acțiune de toaletare a arborilor și întreține spații verzi și completăm acum, spuneți. Cu tăierea vegetației care împiedică circulația. Circulația rutieră. Pe drumurile publice, pe locurile publice. Păi, dar nu vorbeam. Nu am vorbit, dar dacă nu s-a și pe la Valea mai sunt, nu știu, dacă treci cu un camion, la Valea, vorbim general comun, în general. Și doamna secretară, mai multă grijă pentru iluminatul public. Să statuăm odată, nu în ședința de astăzi, că să nu dureze, să statuăm odată ce și cum cu iluminatul public. Ca să nu mai venim în fiecare ședință, să ridicăm că lumea de becul de la nu știu ce poartă, la ce uliță. Statuăm o dată pentru totdeauna și vă spun eu că va fi bine. Faci miliard dialog aer. De cât timp preveți acasă, dacă nu-mi permiteți să vă întreb? Potiți? Cât timp preveți acasă, gospodării? Secret. Nu sunt obligat să răspund. Funcționează toate non-stop? Absolut. Tot. Nu mi s-o arde niciun, niciodată. Am rezerve, dacă am rezerve. Dacă s-o asum bine o dată și-o stat cineva cu post. 3 zile fără un bec, cred că nu crapă pământul. S-a stat un an și, v-am dat într-o altă ședință, exemplu. S-a dat un an și la Florești, că a fost un conflict cu EON-ul. Să nu-i vina Consiliul Local. Dacă te regănim, o să ne pierdem. Trei completări de la domnul Matei și completarea domnului Orteanu la tipul 3, da? Litera D. Și cu iluminatul, completarea, includerea unui alt... Păi haideți să fac cum se include, că nu includ eu după ce votați dumneavoastră. Cum să sune? Unde? La ce articol? Păi să statuăm, că nu avem timp astăzi, să statuăm într-o ședință ulterioară. Păi este în articol 10, primarul va vedea față. Atunci veniți în ședința cu proiect de hotărâre. Da, corect. Treceți mai departe și nu mai pierdeți timpul, că s-ar putea să fiți trase la răspundere, domnul. Haideți să pun la vot, domnul. Atunci punem la vot forma inițială cu amendamente. Forma inițială. Amendamente. Pe care nu vreți să le treceți și am venit acum cu amendamente, nu le treceți, altul dacă vine cu amendamente, altul le treceți. Am trecut domnul Orfianu și la dumneavoastră. De ce vi se pare că sunteți... Păi nu, doamna secretară spune că da, mai înainte, la capitolul 5 cu spațiile verzi, amendamentul dumneavoastră l-am trecut. Și cu drumurile? Stimați colegi, urmărirea circulației, respectarea portanței, circulației din punct de vedere al portanței drumului. Respectarea... Să facă, trebuie să încadrăm și în lege. Să-mi iau cântar la primării, să-mi întâlnesc camioanele. Cum transpuneți faptic treaba asta? Dar nu e treaba mea. Nu e treaba mea. Să facem contractul, bravo, cine? Nu e treaba mea, doamna. Doamna, secretar. Nu știți că am nimeni care cu proiectul. Nu e legal să-mi
prin care dumneavoastră, administrația locală, împreună cu poliția, să stabiliți semnele de circulație necesare pe toate drumurile, să le montăm și, pe urmă, având semne de circulație cu limitare de tonaj aprobate cu acordul, cu avizul poliției, atunci vom putea fiecare să-și facă. Dar stați încă nu le avem, scrim că nu trece 3 de toate omului semnalizat, n-ai nicio treabă dacă drumul nu e semnalizat cu semne rutiere. Doamna secretară, vă punem la pot, îi dăm drumul sau ce facem? Păi dă-i drumul. Păi să... Dă-i drumul, hai o dată. Cine este pentru? Cu amendament. Cu amendament. Cine se abține? Împotrivă? Domnul Arsan. Păi acum, eu întreb ceva. Ați făcut amendamente, le-am trecut în procedură. Nu, ați spus amendament. Nu. Și l-ați abținut. Din propunerea mea ați trecut doar un singur amendament. Fapt pentru că n-ați ținut cont de celălalt, m-am abținut. Nu se poate deranja. Nu, dar am trecut doar la litera D. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de reabilitare în sarcina SC SOR Construct Grup SRL al drumului vecinal Radeș, aparținând domeniul public al comunei Crâncea, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport și a agregatelor minerale. Domnul primar, dacă dați ceva rămâne aici. Societatea SOR Construct este acea mănăstire din ambarul acolo. Are un aviz la apele române că trebuie un îmbasament cu râul Pralea. Pralea, Popin, da. Toți dintre noi știți, unii de la Ronda, mai sus pe acolo, undeva, unde a fost barajul și le trebuie avizul acceptului ca să treacă pe drumul comun. Întrebări, dacă avem? Iau, domnule. Deci pe unde vor trece ei drept? Pe lângă Ronda? Da. Atunci eu o să fac o sesizare că, având în vedere tonajul, crapă tot, de la 3 metri în proprietate. Și intră și prin proprietatea mea privată. Deci și se intră pe roată, pe la Ronda, pe la Nevac, unde roată, se iasă într-un divor. Și bun e, praf face acolo. Iată că e vorba de portanță. Iată cum e vorba de portanță drumului respectiv. Când e interesul personal, e bine cu portanța. Când nu, nu e bine. Da. Deci, trebuie diferență. Ce să te mai explic la cuvânt? Cine este mai pentru? Mai pune peste mine că e greu, domnul chiar. Cine este pentru? Eu nu mă supăr. Dar nu este pentru. Da. Nu. Se abține? Se abține. Abține, domnul... Împotrivă. Împotrivă. E împotrivă. Nu aveți cine și abține. Împotrivă? Domnul Codruț, da? Abține. Și împotrivă? Și tot. Domnul Sărbă, vă ați spus. Altă cale de acces pe acolo? Nu, este cale de acces. Până în proprietatea lui Alma, în spate, duce direct în balasieră. Domnul Dracu, dar e vorba de mâna dreaptă a Consiliului Național sau acolo de la Marmura? Nu, la dreapta, cred. Haideți să votăm. Pe lângă Ronda, intră în Albia Vărului și se duce în sus. 8 voturi pentru. Da, dar noi am aprobat balasieră jos, domnule. La pesterie. Asta e altceva, asta e altceva. Da, eu îi pun pui acolo. Apele România predat, îi predam masamentul acolo. Mi-a dat. E bine, voi v-ați arătat. Hai să vă președinte. 8 voturi pentru, 3 abține și 1 votul împotrivă. Să facă și un ștrare acolo. Să facă și un ștrare acolo. După ce scadează acolo, să facă și un ștrare. Nu, nu, nu. Proiectul numărul 3 de probleme. Chiar trebuie la apele românii să face documentare să le facă barajul ăla. Domnul Dumnezeu. Spune. Ce nu vă scrieți la cuvânt? Vreau să vă abțineți. Eram între proiect. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aprobatul, pentru aparatul de specialitate a primarului comunei județul Bacău. Discuție, dacă avem aici, la numărul 3.
M-a întrebat dumneavoastră de avizi. De... Avizi de de-a lui toate. De-ai bravo. Dar și schimbă. Da? Da. Aveți cuvântul. De obicei, atunci am vorbit și cu domnul viceprimar în timpul ședinței comisiei. Nu mă bag fiindcă o părere personală. Am pus-o și dânsului, este doamna secretar și poate să intime sau să confirme ceea ce se spune. Deci, la poliția locală, chiar dacă se vorbește la poliție, una, nu prea văd activitatea și înțeleg aspectul. Ăla e priceput, își face treaba. De ce nu încercați o reglație? Dați fiecare, dacă tot faceți organigrama, să faceți posturi pe care să puneți fiecare ca să mai fie probleme. Pentru că poliția locală, ea este o taxă specială care se plătește. Ei sunt angajați poliției locale, au o fișa postului și fac totul altceva. Unul mai esteți, poate zâmbească altfel. Lasă, tot aveți organigrama. E bun să pricepi muncitor calificat sau, mă rog, eu nu știu ce denumire. Da, domne, ești cu postul ăla, fă-ți treaba, fără, dur și poate. E polițist local, s-au scos pazici. De acord. Nu-mi potrivim, că muncesc, mai fac punți. Foarte bine. Dar să pui polițist local 24 de ore, nu stă nici la primărie, nici prin pământ nu-i mai vezi. Și am spus-o nu că indirect, că o să spun cu a domnul Orcheanu, că interesul personal, nu este, că nu vorbesc numai numele meu. Sunt în agenți economici. E plină comora, nu că nu era și înainte, dar e mai limitat. Vază, roșii, luați acum venise cineva, au pus prin cătar în săculeț de ceapă, 7,6 kg în loc de 10. Ăla zic, nu-i mai întreabă nimic de sănătate, că nu are cine. Cel care face 24 de ore, nu are el timp să cadă în comună, să ducă. Asta o zic. Făceți-vă, puneți-vă oameni care trebuie și 2-3 care lăsați la poliție, lăsați-i să ocupe din poliție. Își facă treaba. Și chiar cu asta v-aș ruga să luați mă să mai vorbiți noi cu agenții economici. Vedeți ce spun. Nu mai poate nimeni al lui sortiment și așa, fiscalitatea e mare, vin prețuri mici, nu mai vin să-i las. Nu zice nimeni să nu își facă treaba. Nu plătesc taxe, nu impozite, nu nimic. Vin tot timpul câte 10 mașini prin zi și vând produs și ai las absolut. Asta cum o considerați. Eu aici am zis, asta e părerea mea. Nu că se desfințați poliția acum, locală. Acum, să vine, să vine, dar măcar să-i taxați. Luați-le bani. Taxează din alt. Nu cred. Nu se taxează. Dacă e interfața... Acum ce nu chitam fie, prin de la casierii. Dacă... Vază, care vând vază. Dar acum, mai mult. Mai mult. Mai mult. Ăsta Pașcu nu avem nimic. I-am zis, stai în 2-3 locuri. Este magazin ambulant, pentru 70 de lei. 28, dă 30 milioane. Orice societate de mai mult. Sunt salariați, sunt impozite, sunt aia, aia. Și mai scrie ceva la cuvânt? Doar cam atât. Domnul Ozean, aveți cuvântul. Nimic, foarte scurt. S-a ridicat problema poliției locale. Că aceasta este mult. Că numeri polițiști locali sunt mulți sau puțini, nu analizez eu treaba asta. Pentru că nici nu avem cum să analizăm. Să vă spun de ce. Activitatea lor, la ora actuală, nu este conform unui plan de ordine și siguranță publică a poliției locale, plan care se întocmește anual până în luna aprilie a fiecărui an pentru anul următor. Ne-am străduit, ne-am strămut un an de zile, am făcut comisia aia locală de ordine și siguranță publică. Ne-am mai chinuit și am făcut regulamentul comisiei respective. Când vom întocmi și planul ăsta? Pentru că dacă am fi avut planul respectiv acum, domnul primar ne-a fi spus următorul lucru. Da, domnule, spuneți-mi ce a făcut poliția locală în afara planului. Sau noi i-am fi spus de ce îl pui să facă asta și nu asta. Haideți, domnule, să intrăm odată în rând. Deci să intrăm din punct de vedere legal să nu funcționeze absolut nimic decât în afara legii. Bine, nu mai bine și vă și dumneavoastră vă asigurați... Când? Acum vă întreb, nu știu când îmi dați răspunsul. Când vom avea acel plan de ordine și siguranță publică a poliției locale? Asta putem părere. Când, domnule? Când, domnule, din executiv? Când vom avea acel program? Domnul primar, eu nu vă trag, vă ferească-mi. Sunteți președintele Comisiei de Ordine și Siguranță Publică. Convocați-ne, domnule, odată, domnule. Sau haideți ca să
să stăm la dispoziția dumneavoastră, toată comisia aia care suntem, întocmim planul ăla în cel mai scurt timp și intrăm în rând și cu poliția locală. Și atunci nu vom mai avea nimeni ce spune că poliția își face sau nu își face datoria. Nu ne rămâne, ne rămânându-ne nouă decât să urmărim dacă respectă planul respectiv de ordine și siguranță publică. Mulțumim, domnule. Cine este pentru proiectul numărul 3? Se abține cineva? Împotrivă? Aici, pe aici, nu? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local 68 din Nașa pentru acordarea unui mandat special domnului primar Orândaru Gabriel, reprezentantul Comunei, în Ducat Valdiv, în vedere reportării votului. Supune la dată. Supune la voie. Mai e. Dacă am infirmat odată. Sunteți de acord? Supune la voie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi. Domnul Dulan, lăsați-mă cu muncă. Agricol stabilirea măsură pentru eficientizarea acestei activități, implementarea acestui agricol barantează la nivelul unității comunității. Domnul primar, dacă știți amabil să ne dă niște întrebări, să fie la cuvânt cine, să scrie cineva? Nu, sunt mulțumit faptul că s-a rezolvat o solicitare a mea, care ar fi, s-ar fi constituit în amendament, prin discuții cu secretarul Registrul Agricol și IIT-ul s-a rezolvat. Să punem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului financiare depuse de către unitățile de cult din comuna Cuțu în vederea obținerii unor fonduri. Aici cam știm despre ce e vorba. Întrebări, dacă colegii au. Vedeți că sunt nefavorabile. Comisie. La 6. Dacă are două comisii nefavorabile. Nu mai spun. Noi intrăm pe ordine. Da. Dar acă trebuie să întreba ceva. Veniți cu amendamente ca să răiești. Ne punem la analiză sau nu s-a propus în început? Spune-mi, se aprobă proiectele financiare depuse. Nu am avut niciun proiect de pe ce bază. Depuse la... De pe ce bază? Eu când am studiat așa ceva... Da, nu intră pe ordine, trebuie și mai departe. Nu, ca să știi ce... Mai departe. Nu ne-am văzut. Eu zic să orice o faci ședință în 10 zile. Nu apareți din ordinea de coordinare, nu problemă. Dar am avut o ședință pe 10 zile. Trece peste ele. Băi, pe o dată nu e mare să răi. E datoria mea, am făcut-o. Am supus Consiliului aceste proiecte hotărâri, toate m-am chinuit mult cu ele cu urmă de an, până am pus toată documentația de la fiecare preot în parte. Tot am putut fi explicat, ca să înțelegeți. Mai puțin preot Abiculesei care nu a putut și nu a... nici nu l-am putut ajuta. La ce vrea el să facă, vrea să cumpere un teren pentru să facă casă mortoară, iar la cei cetățeni de la care vrea să cumpere terenul, n-au de zbatere, moștenire, n-au la al șaptelea neamă și nu, la momentul ăsta, până la scanul nu se poate face, iar se pierdea toți bani. În acel moment, noi am avut prins în buget 100.000, noi, un miliard vechi, și când a fost aprobarea de buget, eu am specificat că voi face împărțire egală câte 250 de lei, 250 de mii la fiecare parohie, la cele 4 parohii. Ei, atâta timp cât parohia Căiuț nu a adus și nu poate să aducă de discuții, și a venit și părinții, l-am discutat cu el și a renunțat la acei bani, i-am împărțit la celelalte 3 parohii. Domnul primar, e târziu pentru proiectul ăsta. Nu, ca să știți, poate e... Țara viitoare... Poate e foarte neinteresant. Să-l mână pentru
Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatori execuției bugetului local pe trimestrul 3 APR. Întrebarea... Răscrie la cuvânt, domnul Sărbu, dacă... Deci, subiectul acesta, subiectul precedent... Răscrie la cuvânt? Nu, stați. Pe atunci ce face? Suma se reportează sau se pierde? Ca la lotul. Poți să vă amă o rectificare, să cheltuie altceva. O lăsesc că e la cuvânt, da. Să cheltuie fondul de rugăciune. Să mută dintr-un cartonat. Domnul Dulac, nu vă scăzim la cuvânt, nici nu stați, nici nu taceți din gură. Haideți să supunem la vă. Cine este pentru? Ce, doamnă, de ce? Se abține cineva? Împotrivă? La execuția a spus și domnul Dulac, dar nu este pentru, nu? Da, da. Practic, chiar a aprobat pe cheltuie. Am mai aprobat de două ori până acum execuția la trimestru. Ce-ar fi deosebit? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul extinderii și de aplicare dispensabilă umană în Comuna Căiuți. Domnul primar, dacă schițați ceva, în mare, așa... Da, vine proiectul care să îl depunem la PNDR. Mulțumim Dumnezeu că s-au amânat termenul de punere pe data de 30-a până pe 29-a-11-a. Eram nevoit să vă convocăm într-o ședință de îndată, probabil, ca să aprobăm și astea și care o să le mai aveți la posturi, din poliții, indicatori tehnici pe plume. Aveți proiect, o să mergem să depunem la bine de lege. Colegii, să înscrie cineva? Da. Domnul Dornav și mai cine? Aveți cuvântul, domnul Dornav. Eu vreau să fiu, cum să spun așa, punctual și scurt. Anul trecut, când am întrebat că rămăsesc contract tot pe buget local, toată lumea, patnic, consilierii care sunt supus acolo printre rândă, spuneați că, domnule, ce să face în mult? 7 miliarde, apoi 10 miliarde. Se face ceva în plus față de proiectul inițial sau nu? Nu am spus eu. Păi nu, dar trebuie să știți. Dacă nu uităm unde vezi, vă cred că e aceeași firmă de proiectare, nu? Da. Edificia. Deci era 7 miliarde 500 și parcă... Da, da, aveți cu motorina, cu tot ca vreau de mai 10 miliarde, chiar dacă spui fonduri... Da, da, dacă spui nivelul de trai. Am primit avizul pe proiectul vechi în anumite motive, că nu era compartimentat cum trebuia, iar doctorul spunea că nu se poate da aviz de la DSP în forma în care este proiectat. Da, foarte. Și s-a modificat ca să corespundă standardelor. Iar PNDL-ul nu credeți că la probă fără să-l verifice. Dacă corespunde... Dacă am habar, știi ce înseamnă. Întrebarea... Eu diferență 2 miliarde jumate. Indiferent și compartimentarea în față. De proiectul nou. Dacă proiectul vei, cu ideea aceeași extindere față de proiectul nou. Sau dacă... Bănesc la proiectul ăsta, ăsta mai interveni cu ceva. Nu știu față de ce. Și mai ales că... Doamnă adițională. Mare plus că geamul vine, care s-au pus să plătit de 400 milioane, nu mai rețin exact cât... Trebuia nu să iei proiectele, subiect și vom să le prepară în care... Dar mi se pare că zic cu 10 miliarde. Acum mă exprim și eu la opinia celorlalți care cu vouă dăm atâția bani. Și eu mă întreb, cu 10 miliarde fac altceva. Udita mai clădirea, spitala, aproape. Da? Asta e, dacă atâta. Eu nu sunt împotrivă. Noi am întrebat. Noi am primit finanțarea. Să și putem lua, domnul primar. Păi să și putem lua, care este problema. Iar când o să vină, ăsta e la stadiul de SF. Hai să nu ne încurcăm în trilun. Dar nu ne încurcăm. Când o să apară proiectul tehnic, atunci va veni, se va uita, se va discuta, se va de unii, dacă are cineva cantități mai mari, mai mici, puse. Deocamdată noi ne putem să depunem la Ministerul Dezvoltării. Până aprobării. Exact. Până pe data de 28-11. Ar fi curgea să primim finanțarea și noi posibil să o refuzăm. Dar nu văd ce ora, voi este gata să suferim. Da, da. Să punem la voi. Și mă vin. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? O primă abținere. De ce vă spun? Că prefața construită extindere propusă 102 metri.
Dacă la și ce mai era înainte, totalul 282. Părțând 10 miliarde la 282, vedeți ce da, spune. Proiectul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuiri a Comunei Crăiți. Aici, domnul primar, dacă... La 9. Nu a fost dispensarul. E altă treabă. Sunt două chestiuni în legătură cu dispensarul. La 9 suntem. La 9. Sunt două chestiuni, domnul Mărțu. Proiectul 71. 79. E vorba de extindere. La 9. Da, domnule, și aici aprobăm cheltuielile care le suportă Consiliul Local față de... Cheltuielile ilegibile. Avizii, proiectare, cine avem până la depunere? Supunem la voi, cine este pentru? Dacă... Acționați dacă vreți vorbim ceva. Dar v-am întrebat, la 78. La 78 l-am întrebat. M-ai întrebat, e? La 78, da. La 57 din milioane? Acum ia. De președinte. Aveam fața, o aveam. Domnul președinte. Dar ce se spunea să fim operativi? Vorbim așa, nu mai aveți treabă. Parcă asta s-a domnul Turnan spunea să fim mai scurți și el a devenit mai lung. Asta e viața. Altceva, zi, domnul Mărcuț. Proiectul 10, îl reluăm un pic. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul 79, nu ați votat. Da, pentru. La ăla m-am abținut mult la prărie din Mărcuț. M-a luat în eroare. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuielile Comunei Crăiți. Da. Întrebări? 12.000 de lei. Sunt mai mulți. Ia de la Pășune și de la platforma de Dumnezeu ca să putem face recomandări. Să punem la vot. Întrebări, da. Deja comentați. Cine este pentru? 21.000 de lei. Gata. Tot, nu? Proiectul numărul 11? Nu. Da. 81. Proiectul 81, da. Proiectul de hotărâre privind stabilirea intervențiilor care se vor încasa de la centrul medical ai țântat cabinet medical individual. Da, și Macovei Gabriel. Aici întrebat dacă aveți sau... Domnul, scuze, da. Eu zic când se aprobă încasarea de devenție, atât nu? Să modifică contract ceva? În contract, dacă îți puneați o clauză prin care, clar, cu repararea dispensarului, nu mai ne lovim pe unde mă duc, ce fac, ce trec. Oricum o să ne lovim că doctorițele sunt în slujba clienților, în slujba cetățenilor. Da, știm. Chiar dacă încasează. Că să nu ne uit că e problema noastră. Aici am o problemă, da. Ce vrea să spuneți? Ce problemă este cu doctorițele? Că e luat dacă îmi vreau să vă reabilitate. Să le asigurăm al spațiu. Al spațiu, da? Foarte bine. Al spațiu este la pară, dar la gândință. Unul la vreun ce și gata. E până la zis, nu vrem. Da, pentru că n-am ridicat problema, când am ridicat și eu problema obligativității. Nici nu mai ridicat problema rugării acestor două cadre să participe pe nevol și cu ajutorul OATE, căiut, deplasări în satele comune, respectiv în spațiile care tot comuna trebuie să fie amenajate, am înțeles că din partea unora a existat refuz. În atare situații, domnul meu, ar trebui și noi să ne repliem, să zicem, cu considerentele asupra activității. Deci tu nu poți să te duci acum când nu mai ai spațiu, nu-i treaba mea. E o activitate economică ca la orice particular. Nu? Privat. Și în atare situații, deci când eu te rog ceva, nu te interesează, iar dumneata când trebuie să-ți desfășori activitatea privată, atunci cer să fie așa. Mai spui cineva la cuvânt? Da, domnule, să mă spuneți. Domnul Sfânt, activitatea medicală la 2, la 3, la 15 mii de cabinete care sunt repede căiuți, este computerizată. Deci ca să poată să deplaseze la Hârtiu sau la Pralea, trebuie să-și cumpere un echipament nou de... Că vă duceți cu cardul de sănătate și n-are nici să-l bage ca să vă citească identitatea celui care vine la consult.
Așa că ce vrei aici, dar dacă... Să funcționeze într-un spațiu în care trebuie să aibă aviz de la DSP. Altfel, când DSP-ul și lor de amendă, deja doamna doctor Macovei a primit amendă. Și cine, cred că cine ne încurcă să obținem aceste avize? Și la DSP nu corespunde spațiu. Domnul primar, dar cine ne încurcă pe noi să creăm condiții să corespund aceste spații? Cine le încurcă pe doamne dacă e activitate independentă și economică, cum își face unul în cutică, o frizerie, își face spațiu, spațiul corespundă, să nu-și facă și nânsă, că și-a făcut farmacia. Deci, și farmacia pentru comunea este digitală ca și un doctor. Domnul, da. Nu ca primăria să nu se bate, să facă un dispensar corect, da? Așa este, e activitate economică. Dar nu putem compara chiar cu un SRL de vândut caramele, bomboane și rachiu. Mai profilatică. De profilată nu o fi. Dar în sprijinul cetățenilor. Sunt oameni bolnavi, sunt oameni care au nevoie. Tocmai de asta sunt oameni care au nevoie. Dar să vă spune că care își ia pâinea de aproape. Tocmai de asta că este nevoie să vină și dumneavoastră în întâmpinarea acestor cetățenilor. Odată care vinde... Noi le-am sugerat, suntem în discuții, văd, surprinzător, nu mă așteptam, doamna doctor Movilaru colaborează bine în ultima perioadă, surprinzător, că până țântau, Movilaru. Mai prea în capi, unde e căzut. Nu știu ce s-a întâmplat, mă interesează celălalt de acolo. Dar colaborează foarte bine și este dispus să meargă. Chiar, deci am zis de prale, așa că știm că acolo este problemă și nevoie. Sutași peste apă este dispus să se ia pe și pe care figurează, nu? Numai? Tot praxisul, domnul Zar. O vândut drept. Na, ia la doamna doctor Macovei, probabil și vârsta așa e, numai niște reține. Nu contează care din ieri. Să fie o dată, nu se cumpără. Să vedem de ieri și nu Cine mai se mai știe? Asta putem face o discuție în cadrul unei ședinții, privind situația sănătății și ce la nivel comun, să le invităm. Și atunci să ne spune doleanțe de cetățeni. Exact, și le invităm o dată. Deci, cine m-a spus să vă informez, eu săptămâna trecută, sau chiar săptămâna trecută, în miercuri, le-am convocat cu adresă scrisă la primărie și am dat o discuție cu doamna secretar, cu doamna contabil, vis-a-vis de activitatea lor în comun. Ca să știm de unde plecăm, ținând cont și de acest proiect pe care îl depunem la Ministerul Dezvoltării, să știm ce avem de făcut în viitor și care și soarta lor și soarta cetățenilor. Că nici nu pot să lași, hai, dă-l doctorul de medicul de familie, scoate din comună, ne apucăm noi de un sus. Trebuie să existe o colaborare. E normal, nu? Aici am eu, de făcut, o obiecțiune. Mi se pare plus minus 500 de lei pe an de un cabinet, mi se pare foarte puțin. Dacă îmi dați voie să spun ceva, pot să fădești și dat cu titlul gratuit. Ștefan, îmi dat cu titlul gratuit. Nu știu, deci, eu vreau și noi ne gândeam la ideea să lucrăm cu titlul gratuit. Că nu încasăm o mare avere, mare acest spațiu. Problema e că în momentul când o să da Dumnezeu să realizeze investiția la care o avem, mai o să schimbi datele probleme. Îi ofer ceva de calitate, poți să-i ceri și un preț. De oricum, la 30 de lei pe lună, 35 de lei pe lună, că mi se pare... Nu, e metru pătrat. Dar raportat la am, dă ajut de 500 de lei. Împărțul la 12 luni... La care e suprafața lui? Eu aici... Dar noi nu putem să vedem la ce mai mare din punctul meu de vedere, având în vedere femeia de medici, de asistență care este. Dar avem nevoie de medici în tot comun. Deci nu se poate să punem un preț mai mare. Vorba domnului de medici, lasă-i spune domnul președinte. Cu totul altceva, da? Da, nu, domnul președinte. Da, mi se pare prea mică. Vedeți, asta spune. Ca să-i putem încuraja, trebuie să nu putem ridica prețul. Exact, așa sunt domnul primar. După ce îi facem măsuri, le facem un condiții mari, ca lumea cu toate condițiile, atunci poți să-i mai prețuiți mai mici. Asta adică când pleacă medicii de așa și ce se întâmplă dacă pleacă și așa, două rămâne fără medici ăsta. Deci trebuie să... Asta sunt medicii, vedeți, trebuie încurajați și toată lumea încurajați, inclusiv la nivel de minister sau la nivel de guvern, le-a mărit salarii, tot în ideea să încurajeze să rămână. Nu are nicio problemă. Ce se întâmplă? 30 de lei pe lună.
530 de lei pe lună. Da. Da, pe lună, pe an. Pe an. Pe lună. Dacă are 46 de metri pătrați. Pe an. Pe an, domnule. Pe an, domnule. Pe an, domnule. Poate ați greșit pe acolo. Vă spun că factura emisă pe anul 2016, domnule. Nu fi greșit să fi scris pe lună. Nu fi greșit să fi scris pe lună. Nu fi greșit să fi scris pe lună. Am avut o discuție și chiar v-am și întrebat dacă biserica este exonerată. Că și acolo vin de lumânări, tot activitatea economică. Și, de ce nu faceți acest gest și către medici? Și atunci, domnule, le ofer, dar și eu îți cer. Păi mai mult ne încurcăm cu fisericii ăștia care... La 1000 de lei pe an să dea cabinetele medicale. Ah, că mă îmbogățătoare. Domnul, mă, oricum nu o să mai stea decât câteva luni. Nu, sperăm, jumătate de an, un an. Păi o să stea mai mult acolo. Să fim sănătoși. Nu prindim investiții. Să ne ajungem până pe acolo. Nu știu dacă mai sunt condițiile ca să poate acolo. Să fim sănătoși și să apucăm inaugurarea noului dispensar. Da, noului dispensar. Supunem la vot, cine este pentru? Datele se schimbă. Suntem... Hai, treci și noi la treci și care vă mâine. Eu mă abțin. Da. Nu și abțin. Suntem aici la injecție, la distanțare. Hai, le-au distanțat. Da, de la mare, așa. Proiectul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru obiectivul reabilitare pot Crotuș. Hai. V-am spus, ce mai cazul, cu dispensarul, trebuie depus la Ministerul Dezvoltării. Hai, că nu mai cazul. Când e gata, domnul primar. Aveți domnul profesor. Când e gata. Păi nu s-a aprobat, domnul, cum e gata? Nu s-a aprobat. Când e gata ședință. Hai, da. Când e gata, domnul. Când e gata, domnul. Cine? Podul, când e gata. Când e gata, domnul. Avea XTP-ul. Potențele? Hai, următoare, cu poate... Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnici economici pentru amenajarea ponturi, podeții în satele Iosie. Cine este pentru? Așa. Mă citim mai greu. Proiectul numărul 12. Și diversii... Avem aici un raport, am plătit, am avut control. Nu, dar la mine nu, e diversiuni. Păi da, și ce mai e? Păi da, în 12, raportul din control de vin. Păi prezentă raportul. Ați avut diversi, atunci cine se înscrie la dacă diversi? Aveți obiecții la legi, raportul făcut din prefectură, vis-a-vis controlul cu la primărie. Nu, ce zic, ia voie de la biciclete, ce din parte. Domnilor, poate viniți cum a fost ca la colegi. Da, diverse, ai zis să vă... Da. Ăsta e la diverse? Da, am intrat la diverse. Cu raportul respectiv. Da. Oh, la anul trecut, am trecut. A trecut, acum. Suntem la diverse, n-ați fost atent. Vă scrieți la cuvânt, domnul Cătă? Nu, nu sunt la diverse, nu mai scrie la cuvânt. Nu pot să trec pe raportul. Cine să-mi scrie la cuvânt la diverse? Dacă vreți, lăsați la casă. Domnul Mărcuț. Domnul Mărcuț. Dacă nu vreau să vă scând la cuvânt. Dai seama dacă iau un raport de la și-ți spun că poți nu mai trece acasă, domnul Chiară. Nu poți treacă de ziua. Cu părere din altă să vă întreb, are cuvântul domnul Oprea Păstea. Nu știu ce-o apropie. Dar nu vreau. Am auzit. Cum ai zis, nu? De ce să fii la cuvântul? Părerii din rău trebuie să vă întreb. Adică de ce părerii din rău? Îmi pare rău vorbesc? Nu, tu vorbești. Dumneavoastră. Întrebați-mă ce să scriu acolo, dar mai să... Doamne, întrebați din trei ori. Dați camera la voi să vedeți. Eu vin și nouă părerii. Doamne, privat. Știți că am mai vorbit o într-o ședință. Acum, cred că 4-5 zile de urmă, microbuzul care transportă călători, nu urca panta la brigadă. Și-o dat elevii jos, să-mi vin cu elevii de microbuz. Deci,
mi se pare ceva... Nu știu. Epoca... Firme. Nu, nu-i de râs, vă spun sincer. E de plâns. Mai sunt navetiști, e o problemă mare. Haideți să găsim, ori găsim altă firmă, ori, nu știu, să găsim o soluție. Nu am făcut adresa. Așa, da, asta terminat. A doua, mașină, mai problemă. Umblăm din colț în colț, din comună în comună. Încă s-a dorit bun mai multe colțuri de sat. Aș propune concesionarea terenilor, terenului așa, respectiv unde se duce bunoaie, pentru sătianul care stă la colțul satului acolo, mai pune o leacă de geam, la un pod acolo, să-l ducă încă 5 metri lângă un pod și nu se mai aruncă la podul ăla bunoaie. Părerea mea, nu știu dacă contează. Așa, de exemplu, în momentul când împrejmuiește o chestie de asta, o să depun alături și iar mai împrejmui și iar să depun alături și iar mai împrejmui. Hai să vă dau un exemplu, dacă am venit acolo. În fața bandei, da? Deci acolo cara tot colțul la bunări. S-au făcut după pod, acolo e frumos acum. Nu mai aruncă nimeni de acolo, nu? Deci în fața depuseală. Îl duce mai jos, probabil. Chiar nu îl mai duce. Chiar țâp, am pus și o cameră acolo și chiar nu se mai duce. Dar la stradă chiar e urât. De regulă, sectoarele astea de teren unde avem probleme cu gunoaie, este pe pășuni. Pe lângă la CFF, am văzut eu acum. Și la pășune nu putem concesiona. Părere de rău, asta e răspunsul. Iar dacă la mine micropuze, nu am făcut adresă scrisă, am făcut o discuție la Consiliul Județean, este în sarcina lor. Drumul pe care încercă la terenul de la Tinc, este drumul județean, este în sarcele noastre, la noi nici măcar nu ne întreabă, este de la primăria Căiuț, nu întreabă cine a luat licitația, ce a făcut, ce traseu, ce, fără niciun fel de probleme. Numai că am făcut o discuții, o să fac și o adresă scrisă la Consiliul Județean, vis-a-vis de aceste probleme. Aia au spus că o să, după, o să dea un răspuns și să mă împuternicească cumva, să-i chem într-o ședință pe cei de la care au traseul în administrare, luată ce, au licență pe traseul respectiv. Vedem ce răspunde. Efectiv, noi nu putem să facem decât cumva rău, să chemăm mare rău, să-i pun în steala pe. Sau undeva, pe drumul județean. Domnul Matei, vreau să vreau și pe altul călători, că ați în șosea. Trebuie să ajungă la serviciu, trebuie să... Da. Alea, nu-i vorba de autobuzul școlar, microbuzul școlar. Nu, nu, domnule, vorbesc de... A. Dacă le umple, le burtușești în loc de 80. Da, avem copii care îi plătește abonamentul. Deci tu plătești pentru copilul. De ce nu l-ați scris la cuvânt colegi? Se deschide ușa și îndeți. Probabil mașini vechi. Domnul Sărbă, de ce nu v-ați scris la cuvânt? Dar acum ce fac? Nu vorbesc? Păi nu sunteți un oric. 17 ani de colegi. Păi atunci vorbiți, vorbiți. 17 ani de politică, n-am văzut președinte, mai dezordonat ca zi. Gata, ai luat, am trecut ce mă. Domnul primar, legat de proiectul de la Praz, de extindere rețea, am înțeles că se modifică proiectul în iluminat public. Dar am înțeles la dumneavoastră că s-a prelungit, sau nu, s-a amânat depunerea sesiunii, da? Deschiderea sesiunii. Deschiderea când? Era în 16 octombrie și acum s-a prelungit pentru când? 15 noiembrie 2018. 15 decembrie. Având în vedere că s-a modificat în favoarea noastră, zic eu, eu am stat un pic și doamna inginer de la urbanism, mă ofer să particip, să contribui la obținerea avizilor cât mai repede. Să mă deplasez personal pentru obținerea avizilor la patron de nivel, la domnul Național. Poate în ideea ca să urgentăm, altfel încât, după 15, putem termina proiectul sau depunim. Sper să aveți să dezbatem. Problemul 2. Solicit ca
doamnei doctor de familie să vină în Consiliul Local să prezinte starea de sănătate la nivelul comunității. Adică, noi cât pacienți sunt înscriși, cât sunt de aia, cât din aia, știm și noi exact da, da. Da? Și cu ocazia asta, deci putem după aia și de ce nu se deplasează în sate, deci de ce de treaba asta că noi îi sprijinim, dar ele de ce nu îi sprijinim, se vine să prezinte un raport cu o activitate de care sănătatea a populației la nivelul comunității. Cred eu că este demn de prezență în cererea așa. 3. S-au depus mai multe cereri la nivel de comun, la primărie, pentru care cetățenii au solicitat lemn de foc. Cererile au fost aprobate de primar și ce se face mai departe cu aceste cereri? Unde se duce omul ca să ia lemn? M-a întrebat și pe mine și el se ducea pădurea, îl ducea acolo silnic. Păi, cererea acolo scria. Scrie, fiecare cerere scrie. Zona de unde. Noi când am la acolo, mi s-a spus, dăm lemn. Copeni pe dată urarea zona Tralea, Căiuț, zona Mateiaș, Hertiu, Băiești, Vrânceni, pe zona Hertiu. Și în cerere, specific pe zona. Aveam de față să... După ce a fost aprobat, înseamnă că cel care a depus cerere se duce la pădurat și... De regulă, i-am sfătuit, au depus cererea, eu am vizat-o, le-am dat număr de registrare, i-am spus că copii și cu ea va merge la pădurat, la... Deci cu ea să ducem unul la programe și noi de la o aprobare pentru că... Sunt tabele centralizate. Da, am înțeles. Deci eu am aprobat, să nu mă exagerez, un team cu studii, nu pot să dau număr, așa, nici 20% din cele aprobate n-au ajuns. Da, e mult mai dar nici n-au știut procedura. N-au venit toată lumea întrebare. Și exact ce v-am spus dumneavoastră, acum le-am spus la fiecare. Am înțeles că se mișcă greu acolo silnic. Nu sunt solicitați. La nivelul care distic sunt minim două partide. Se mișcă greu cetățeanul, când vede că îi taie cererea. Au crezut. Și domnul Dani și cum nu mai poate. Ce aveți vă zic, dacă îmi dați vreo. Cetățenii au crezut un fel de subvenție, un fel de lemn mult mai ieftin, un fel de... Dar acolo le-am să sunt la dispoziție. Domnule primar. De timp sau și mă referi. Domnule primar. În condiția în care nu este vorba de subvenție, în condiția că nu este vorba de niciun ajutor efectiv în sprijinul cetățeanului, eu mă întreb, dacă vreau ca să-mi cumpăr o cratiță, să mă duc la Kaufland, la nu știu ce magazin, să nu fac reclama mea, trebuie să cer aprobare la primarul unde e magazin, doamne mei, nu mai chinuiți cetățenii și lăsați ca... Nu e adevărat. Adică să vin... Nu, arătați-mi că dumneavoastră v-ați dus în fața stăpânirii cu o... Nu ne-am dus noi, stăpânirea ne-a chemat. Păi nu, dar arătați-mi când dumneavoastră ați argumentat că nu trebuie făcut așa ceva. Nu este pentru zona noastră, s-a dat la nivel de minister. Ministerul a dat această circulare. Dar nu trebuie să-i vițim, domnule, o trebuie toate. Vedeți și faceți o trebuie să-i vițim. Luați-vă o plăcea să-i vițim. Pentru că la unul... Vine la primar, ducă-se la șeful de ocol, du-te la brigadier și așa mai departe. Coaliția de guvernare e programul de guvernare. Nu e treaba cu nevoastră. Vă nu fac politica nici de partid. Măsura e programul de guvernare. Faceți parte din coaliția de președinte. În acest Consiliu Local nu fac politica niciunui partid. Eu fac politica cetățeanului care mi-a dat votul. Atât. Da, din zona unde trăiesc, nouă lemn, iar lemnul pleacă București, Constanța, Brăila și au ajuns acolo la guvernul specializat. Și au spus, domnule, pe bază de ce administrația locală, așa, aprobă pentru fiecare cetățean în momentul când s-a saturat piața din zona respectivă, să centralizeze și o să dea centralizează. Și o să dea în continuare. Deci, inițial, zic bine, pădurarilor, aveți voie să dați lemne afară din partidele respective? Nu, deci tocmai asta, legea asta a fost. Deci sunt partide speciale pentru populație din zona noastră. Că la noi, cetățenii, au voie să respingă.
Am fost și eu din cimitir astăzi la biserică la Pradea și am constatat că toată lumea adună gunoaiele acolo, se chinui cu roabe, cu asta, se duce în sat și duc fiecare de acasă. Rugăminte este, spune o bine, un de asta de gunoi mai mare acolo, în curtea bisericii. Este vreo posibilitate? De asta, cum sunt, tobelanele astea mari, de metalice. El nu este posibilitate. Container mare. Da. Pentru că sunt un om acolo, deci care nu-l poate lăsa acolo, că vreau să doamne, luați-vă cu noi. Nu ridică... Din capul sapului, nu știu unde... Genul ăsta de mașini... Domnul Matei, mai rog. Noi o plătești oașilor, dacă nu mai ceva. Domnul Roșcav, sau este posibilitatea să pun. Dacă preotul e de acord, să plătească. Deci discut cu preotul. Dar sigur nu e de acord. Am mai avut problema și la preotul. Și la preotul. Aceea, să punem la cimitir, doamne, dacă parohia de acolo să plătească cu noiul pe care... Bun. Deci, problema e dacă îl pui, să plătească... Am înțeles. Mulțumesc, domnul Matei. Domnul Roșcan, aveți cuvântul. Da, domnul primar. Referitor la satul Căiuț. Asfaltarea. Sau mare asfaltare. Satul Căiuț mai apare sau a fost un... Era licitat. Se licitează. Da. Și răspuns și... Dumneavoastră ce credeți? Că lumea e descurajată. Nu. Vă spun și cu argument de ce zona Stanciu, deci vin ape de pe la cărămidărie și deversează acolo. S-au surpat în zona drumului, șanțunet fiind consolidat. E o zonă foarte strâmtă, se circulă cu tonaj, că nu sunt restricții, din câte știu. Și acolo e posibil ca malul fiind surpat, fiind zona îngustă, refer. Mai rezistă până vine asfalt. Să dărâme casa ălora. Deci aia se gândește. Pentru că mașina aia mare se gândește cumva. Pentru că dacă să betonăm zona aia, așa, în surul ăla, în stânga aia, în zona înăștivoasă, deci în avale este podețul, e strânt, foarte strânt. Și e o zonă care ridică probleme. Am spus dacă e asfaltarea, poate se consolida și șanțurile și era altă problemă. Dacă nu, punctual pe zona respectivă, făcut o consolidare. Deci eu zona acolo. Acolo o să prind în el, pentru că când vin proiectanți, sigur... Am înțeles, dar... Domnul să fie. Am spus când o să fie, dacă e urgent, urmează. Dar azi v-am adus... Nu, atât era zona aia, e o zonă... Deci, dacă mă aduceți aminte, cei care ați fost prezenți în ședința anterioară, am aprobat avansul pentru investiția modernizarea drumului de interes local. Avansul însemnând 50% din valoarea drumului, deci dintr-un milion de euro, cam 500 aproape, era 490 ceva de mii de euro. Acel avans la care noi, OAT-ul, în aceeași ședință ne-am angajat să plătim comisiune la care am plătit pasul. Deja, cred că săptămâna viitoare l-avem în cont. Deci jumătate din investiții, din bani, sunt în contul primăriei. Iar vis-a-vis documentație, cum v-am mai spus, a fost licitația de proiectare. Am trecut de licitația de proiectare, suntem la licitația pentru execuție. Sperăm ca până la sfârșitul anului să încheiem cu toate documentațiile, cu tot cu licitații. Că și în primăvară, nu am să dau aviz începerea lucrărilor până în primăvară, până nu dă totul, da? În primăvară, să le vedem ca de lucrare. Da, nu, asta era o retorică, întrebarea cu asfaltarea. Era vorba pe zona aia, trebuie făcut ceva, că e la primăvară. Deci, știți, m-am dat la dispensar, care e legat și de acest drum. Am avut solicitare de la doamna doctor Mobilaru sau... Nu? Țântavă, s-a schimbat numărul. Vis-a-vis de centrala termică care este dispensată, care nu funcționează. Și am fost, am analizat-o, este crăpată. Nu am ce să-i mai fac. Iar eu, la momentul ăsta, am prins finanțare pe dispensar, iar eu nu pot să mai bag bani acolo ca să repar centrala. Și cu drumul. Drumul întrețin cât pot până intră la lucru. Că el are finanțare. Da. Am și bani în cont pentru finanțare. Și acum mă duc și investesc banii acolo. Dar nu pot.
o reparație. Da, domnul așa, curente de astea. Temporar. Da, parapet, că știu zona. Trece pe acolo. Da, da, e o zonă. Domnul Dorlan, aveți cuvânt. Da? Nu mai vreau. Nu mai vreau. Domnul Sărbu. Păi că n-am avut numele de acolo. S-a epuizajul. A uitat și domnul Sărbu. Domnul Lernele astea, nu, domnul Sărbu. Deci e același subiect ca și eu cu drumul de încărățat, dar dacă o dezvoltă. Lernele, cerele pe care le-ați aprobat dumneavoastră, sunt o falsă impresie că nu știu ce partid politic, coaliție, ajută populația. Unu. Trebuie să te duci în pădure și să accepti arbori sub 24 de centimetri, care înseamnă cracă și vârf de arbore. Ce înseamnă 24? Are alte destinații și cu alte aprobări și cu alte prețuri. Nu asigură nimeni corhănitul de la locul de tăiere până la, de la drum, la încărcat, mijloc de transport, așa că eu am renunțat. Cine este doritor de 6 metri cub, să meargă pe cererea mea și să ridice. Dacă vreți să vă dau am o rugăminte. Haideți să ne gândim mai cu atenție și cu mai multă responsabilitate. Să investim pe unul din oamenii noștri care se ocupă cu așa ceva, să-și facă depozit de distribuție a lemnelor către populația din Comuna Căiță. Este. Eu se ocup. Păi... Este. Da? Uite. Data viitoare nici nu mai discută. Să mă duc eu în pădure, ce-ți fac să mă înham eu să trag... Domnul profesor, ai zis că l-am vrut la un costul. E depozit. Da, dacă mă duc la un ai vede acum, domnul? Da. Ai? Da. Dar ce e de cum? Deci, eu mi l-am făcut de... Domnul profesor, vreau să vă dau un răspuns pe ransamblu. Ca să înțelegeți un lucru. Cunosc problema de la Ocolul Căicuț. Și prin conjunctura care este, cunosc problema și la Ocolul Sasu. La Ocolul Căiuț au posibilitate 42.000 de metri, nu știu cum era trecut la prefectură, iar cerinții erau de 12.000 de metri. La Ocolul Sasu se schimbă problema. Este posibilitate de 12.000 de metri și cereri de 30 ceva de mii de metri. Deci depinde de zonă. Nu putem să comparăm, să punem toate la... mai spunem în zonele de câmpie, unde e și mai greu. Nu m-ați înțeles, nu m-ați înțeles. Nu, eu n-am treabă cu... Deci acolo se duc oamenii și ia lemne așa, în condițiile astea. Dar mai nu se duc că e altceva. Acolo, dacă nu iau lemne, pun un ciocan. Domnul Sărbu, singurul avantaj la ceea ce s-au gândit cu ajutorul ăsta cu lemnul din foc acolo. Dar era că vezi, doamne, păduri pleacă cu 1.500.000 sau că era... Da, dar e prețul de foc ceva. De aia a spus domnul Sărbu. Costurile aferente, transport, tot acolo te duci. Deci ridică mai sus decât de acasă. Eu am luat cu 200 de lei metru cub din depozit. Toată vara am ținut legătura cu domnul Gheorghiță că mă poate ajuta. Nu avem lemne. Nu, domnule, vara trece. Centrala trebuie alimentată. O păreați la privat. Silvan a luat mi-ați dat cuvântul mie? Domnul primar, odată spuneați dumneavoastră că poliția locală își desfășoară activitatea în baza unor rapoarte, adică întocmesc niște rapoarte săptămânale, nu? Când am putea și noi vedea astfel de rapoarte? De ce întreb? Pentru că într-o zi am solicitat domnului viceprimar, abia de ce mă despărțisem, să mă ajute cu poliția locală pentru a interveni la zona Pod Trotus către Heltiu, unde am constatat că s-a aruncat gunoaie de către doi cetățeni cu o căruță. Domnul viceprimar n-a putut să mă ajute până la capăt, pentru că poliția locală mi-a comunicat că este plecată în altă parte, rete la un drum la Vidar Praga. Eu sunt de acord. Chiar dacă avem al doilea polițist, o dau ceva logic. Păi nu, dacă nu. Avem al doilea polițist, nu m-ați lăsat să-mi termin cuvântul și nu m-ați lăsat să vă pun întrebările până la capăt.
să-mi spuneți mie într-o perioadă de un an de zile, analizând de acum, în ultimă către trecut, câte amenzi au aplicat poliția locală, eu nu spun în ziua aia când am constatat eu, câte amenzi a aplicat poliția locală pentru aruncarea gunoiilor în locuri nepermise. Deci, domnule, dacă nu dorim să intrăm în rând cu toate activitățile, așa cum spune legea, nu o să reușim niciodată să ne... Să ne a doua întrebare. Vă mulțumesc. Dați-mi voi să vă spun o întrebare. Nu pot să spun 100%, dar cred că nici nu o să dea prea multe amenzi atâta timp cât o să fie la tine. Că amenzile tot pe capul oamenilor, ca, chiar dacă să mai, o să mai dăm un avertisment, o mustrare, o... Dacă începem să le... Vreau să vă dau un exemplu. Domnul Bulica e profesor la dat amenzi. Super profesor. Cred că dă amenzi de peste 1 miliard pe an. Zic bine? Da. Într-o săptămână, 250. 250 milioane într-o săptămână. Dar noi ne încărcăm cu ele că... și poți să-i spun, Bulica, mergi și dă amenzi. Dă amenzi, Bulica. Pac, 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 pac. Primar. Judecata dumneavoastră... Dar poliția locală nu o să dea amenzi. Nu, dar ascultați-mă. Câte destul poliția națională. Dar ascultați-mă un pic. Judecata dumneavoastră, empatia dumneavoastră față de încălcătorii de lege, eu consider că nu este binevenită. Fără mărciuri coercitive, niciun popor n-a fost educat, nici o populație n-a fost educată. Dacă din start plecați cu această empatie față de încălcătorii de lege, dumneavoastră să știți că eu consider că nu este bine. Să trecem peste acest... Nu mă satisface răspunsul dumneavoastră. Niciodată. Doi. Rog și în această ședință sprijin din partea executivului pentru finalizarea promisiunilor de finalizarea unor lucrări la drumul Heltiu, Rete, zona firma Girona, mă refer la Girona. Deci, vă solicit sprijin, adică prin atenționare și prin reamintirea către dumnealor că au făcut o promisiune. Haideți să se finalizeze și lucrul ăla. A făcut șanțul ăla de la Veronica până la Motoiu. Este vorba de zona aia de acolo, de la Motoiu. Lipsă cameră căderii, ceea ce va duce la colmatarea podețului respectiv și respectiv zidul de sprijin către locuința și către proprietatea cetățeanului de acolo. Dați-mi voi și aici să vă dau un răspuns. Și să știe și toți colegii. Din cauza discuțiilor, că le-am avut la fiecare ședință de consiliu. Cu domnul Orheanu, de drumul și lucrarea făcută ceva la recepția finală, din inițiativa mea, domnul Orheanu a fost invitat și reprezentat la recepție, ca să nu... Și exact asta am și pronunțat. Domnul Urgeanu, uitați, eu vă invit oficial, cu adresa, a fost recuperat procesul verbal, să participați la recepție și să puneți toate neregulile care le-ați văzut, ca să nu mai avem discuții în fiecare ședință, că vedem eu... proiectului de lucrări. Da. Poți să vă cere unul, vor să facă ceva. Eu nu am fost la recepție, nici n-aveam. Băi, a fost domnul Vici, împreună cu domnul Orcheanu, la recepția drumului la Hârtiu. Ați semnat proces verbal? Domnule primar, deci dumneavoastră văd că aveți chefări foarte... Ați înghițit, da? Nu, stați așa, nu este vorba despre așa. Deci dumneavoastră... Dar colegii poate nu știu. Domnule primar, dacă vreți merg mai departe, n-am vrut să fac cunoscut unele lucruri, dar o fac. Domnule primar, această firmă Girona a fost surprinsă și n-ați luat nicio măsură, v-am anunțat, că a sustras material agregate minerale de pe teritoriul comunei Căiți. Dumneavoastră și... Nu aveți cuvântul acum, dumneavoastră. Dar vă spun eu că știu care da, e foarte corect. A luat cu aprobare, a făcut reclamații la toate direcțiile de apă, era aprobare pentru deformatare. Nu are nicio aprobare. Vreți să vă arăt? Nu are aprobare. Dați de urna și pensia pe 2 ani? Nu e treaba dumneavoastră. Atunci tot vorbiți de știință din cauză. Ei au recunoscut că a fost... Domnule Dunaș, ei nu luau material din canal. Dar de unde au luat? Au luat din
malul respectiv ca un copil degradare dinspre bucăți, din dealul viilor. Da, de acolo, sigur. Da, am fost, am filmare. Eu am filmare, domnule Durlan, dacă vreți. Și eu v-am rugat un lucru, domnule. Și în fața dumneavoastră și în birou la dumneavoastră, nu scoateți mie ochii că am făcut parte din comisia de reprezentanți. Nu. Pentru că eu vă spun dumneavoastră așa un lucru. Și lucrul pe care vi l-am spus și atunci. Dacă nu sunteți suficient de educați să vă opriți când vorbește cineva, e treaba dumneavoastră. Nu o să mă opresc eu și nu o să reușim niciodată să mă opresc. Domnule primar, respectivii, pentru greșelile care le-au făcut, au promis că realizează lucrul respectiv. În fața mea și a dumneavoastră. Și acum spuneți că răspunzător sunt numai eu. N-ați avut, pentru că... Păi am informat că a fost în comisie de recepție. Păi zice, domnule, dacă ai fost în comisie, de ce n-ai spus? N-am spus atunci toate neajunsurile. N-ați spus niciodată. Eu nu am fost în comisie de recepție. Îmi dat o viativă cu câți bani. Veneau și roaiele de sus, vă umplea de ei și o să întâmple așa cu deconduri. Nu discutăm binefacerea. Dar nu ne vedem în tot felul. Ce v-am deranjat? Am spus, dar nu m-am deranjat. Deci eu vin la dumneavoastră cu o rugăminte. Am venit cu o rugăminte la comisie dumneavoastră și mine. Și v-am rugat să ne reamintiți atâta tot. Nu vreți treaba asta? E bine. Și atunci ce tot atâta tevatură? Pentru că n-a venit cu altceva decât cu rugămintea să ne reamintiți că au promis ceva. Atât. Când trebuia mai vezi, e ceva dacă vii așa. Ce e motivul? Domnul procurat. Doamnă procuror, lăsați doamnă să te duc. Să ia vă. Rumul ăla, gătiu atât de chichiționat, să vedeți și vedeți cum ești făcut, cred că e o lucrare, e un super lucrare, rumul ăla. Atât de chichiționat, să vedeți cum ești făcut, după cum mergeam pe ce lucruri în gâtă. S-a făcut și barajul ăla de regularizare. Dacă se duce mâine unul să-l decolmateze și dai balastul, ca să nu plătești la primărie, sari urologia și mai găsești tăia aplaudici. Ăla care dacă te duci 80% nu vede pe unde merge. Să vă arăt ce merge mi-s acasă. Când mă bag în pușcării și mă leagă scrisoare. Primit acasă la el. Dar cine cu Gironat? Ăla meu registrat că nu a cerut 50 milioane la Gironat ca să tacă. Că de-aia e atât a curat toată lumea. Păi, dar atunci ce tot vorbiți? Stă ce zic dacă nu știți ce au fost înainte? Chiar dacă vreți să vă spun și ceva. Nu știu cine a fost, eu nu am văzut pe nimeni, dar de la mine nu are absolut nimeni aprobare să ia ceva de acolo. Dar nu s-a luat acolo. Domnul primar, deci eu vă spun dumneavoastră, am informat eu. Domnul Rice, am informat sau n-am informat? Când am venit noi și când am stat pe capul lor să execute lucrările așa cum trebuie, cu acostamente, cu cât și mai câte. Nu cred că omul ăla l-a respectat de vin. Acum dacă mai ce, să facă 20.000 de ani. Nu am spus lucrul ăsta. Nu am spus lucrul ăsta. Îl așa marcat, să vedeți noapte. Am venit la dumneavoastră cu rugămintea să le reamintiți o promisiune. Și din asta am transformat într-o discuție de a trebui să discutăm. Altceva. Atât, mulțumesc. Da, are cuvântul domnul Matei. Mai urmă, domnul Dubrăcea. Joara, te arezi loc cu greșeți, vedeți? Hai, ascultăm, suntem și în țința să ascultăm. Asta ne experimentă. Colegilor. Vă rog să-i spuneți, care e situația monumentului la prag, monumentului erogului la prag. Trebuia să-l inaugurăm, marifazul ăsta și-a rămas... Stați incertă. Stați incertă. Să vă realizați, mă, sincer. M-am ocupat de aceste proiecte de lucrurile de lege. Nu cred că e foarte simplu. Drumul la Iași la Bacău, cât cuprind. O să vedeți, o rezolv problema cu extinderea de la Pralea. Sunteți ce înseamnă pentru extindere de rețea. Gândiți-vă ce înseamnă pentru trei poteții, pentru recrutare pot, pentru dispensar. Avizi și toate. Și nu m-am mai ocupat. Nu rămâne abandonat. Nu, domnule, cu abandonat. I-am dat schița, cum ar trebui să mergem să confirmăm. Da, bun, deci asta era ideea, nu să fie abandonat proiectul, era... A, să-l lasă cu proiectul ăla, cu doi nu spun că am fost primar, muncești administrații, faci proiecte, faci aia, faci drumuri, aduci bani, și vii și te hânța, hânța fiecare ședință, drumul cheltuie, vă zicea cu căiul acolo. Nimic nu-i bun. Acolo intru eu, acolo intru eu.
când voi încep lucrările pentru trotuarul de pe partea opusă? Încep consultarea de la dacă ați vedea, bugetul anul se face pune decenții. Sunt tot felul de discuții pe care am fost în măsură poate 50-60% să le dau răspuns. Le-am chemat de la una cantabilă, dar să clarificăm că în comunul Sud-Mărești, primarul a plătit stații de autobuz ilegal, a făcut locuri de joacă ilegal și vreau să le prezint doamna contabilă exact situația și cu hotărâri și cu risc de investiții și cu tot, ca să nu mai fie suspiciuni, că cumva astea le-am auzit și vreau să le întrerup, să le tai din faci, dar nu mai fie tot felul de... Nu cred că doamna contabilă poate, eu știu, cu mine... un an și ceva, doi ani, poate mai scapă ceva. Dar aveam contabil care este din 78 sau 78. Dar nu vă poți să ieși când să discutați și a aprobat bani. Da, dar ca să întrerupim în celelalte discuții, nu așa că este așa pătrână, a zis. Din 83, de când e primărie, cred că îi scapă mai greu probleme care să-și pună semnătura, să facă niște plăți în fals, cum să o acolo a făcut adresă, nu știu ce, nu știu, și să nu fie conform lui. Deci e vorba de parcurile care s-au făcut la școli și vorba de stațiile de autobuz. Da, contabil. Prezentați, vă rog, dacă puteți, situația de la stații. Să începem stațiile de autobuz. La stații de autobuz. Rectificarea de buget a fost făcută prin hotărârea numărul 16-18. Este completată lista de investiții. Iar stațiile de autobuze sunt trecute la capitolul alte cheltuieli de investiții, la dotări stații de autobuze. Am discutat cu domnul consilierul și n-ar vrea să... Deci, este aprobat prin hotărârea 54 din 16-8-2017. Iar... Dacă vreți, vă puteți nota. Poate vă mă întreabă, poate să mă duce cu tot prin comun. Să mai întreabă cineva, domnule, ce faceți voi acolo? Iar plata stațiilor de autobuze s-a făcut în data de 31-8-2017, respectiv achiziția făcută pe SEA. Pe baza referatului făcut de domnul viceprimar și SEA-ul, achiziție pe SEA, de la Imperial Costum Mecan SRL. Factura este de, deci două stații de autobuze, în sumă totală de 32.630,68. Notați ca să știți, poate mă întreabă cineva. Dacă aveți ceva de întrebat, cineva, dacă aveți ceva de întrebat, de obiectat? Dacă nu, mergem acasă. Și ceva alt capitol cu partea de joc? Hotărârea. Deci pentru partea de joacă la școală este lista de investiții și bugetul este aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 67 din 28-2017. Până în prezent nu s-a făcut nicio cheltuială. Deci nu s-a plătit niciun... în parte joacă nimic. La școală, de la școală. Sunt acolo! La procedură face școală. Ceva mai este? Nu mai este. Nu mai este. Notați!
sunt verificați. Iar rugăm, nu că rugăm. Ca și când mai aveți o problemă de genul ăsta, înainte de a discuta peste tot, veniți, doamna contabilă este la dispoziție, vă pune dacă nu găsim la dânsa, după aia se poate la alte căi și alte direcții. Atâta timp cât se găsește hotărâri și documentații, nu știu dacă mare rost celălalt e. La școală. Da. Proiectul a fost epuizat, închidem ședința. Din capitolul 65.